Exodul 11. Domnul a zis lui Moise, voi mai aduce o urgie asupra lui Faraon și asupra Egiptului. După aceea, vă va lăsa să plecați de aici. Când vă va lăsa să plecați de tot, chiar vă va izgoni de aici. Vorbește cu poporul ca atunci fiecare să ceară de la vecinul său și fiecare de la vecina ei vase de argint și vase de aur. Domnul a făcut ca poporul să capete trecere înaintea egiptenilor. Chiar Moise era foarte bine văzut în țara Egiptului înaintea slujitorilor lui Faraon și înaintea poporului. Moise a zis, așa vorbește Domnul, pe la miezul nopții voi trece prin Egipt. Și toți întâi născuți din țara Egiptului vor muri, de la întâiul născut al lui Faraon, care șade pe scaunul lui de domnie, până la întâiul născut al robei care stă la râșniță și până la toți întâi născuți ai dobitoacelor. În toată țara Egiptului vor fi țipete mari așa cum n-au fost și nu vor mai fi. Dar dintre toți copiii lui Israel, de la oameni până la dobitoace, nici măcar un câine nu va chelălăi cu limba lui ca să știți ce deosebire face Domnul între evrei și Israel. Atunci toți acești slujitori ai tăi se vor pogora la mine și se vor închina până la pământ înaintea mea zicând, ieși tu, tot poporul care te urmează. După aceea voi ieși. Moise a ieșit de la Faraon apins de mânie. Domnul a zis lui Moise, Faraon are să asculte de voi pentru ca să se mulțească minunile mele în țara Egiptului. Moise și Aaron au făcut toate aceste minuni înaintea lui Faraon. Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a lăsat pe copiii lui Israel să plece din țara lui.